În contractul cadru pe 2013, care va intra, sper, în vigoare la 1 martie, vom sista finanțarea din fondurile case pentru unitățile spitalicești private, astfel încât toți banii publici, vorbim de Fondul Unic Național de Asigurări Sociale de Sănătate, să meargă către spitalele publice. Circa 10% exista finanțare pentru sectorul privat. La felul acesta, cu 10% va crește fondul alocat spitalelor publice pentru perioada următoare, ceea ce împreună cu cei 200 de milioane de lei pentru anestezie și terapie intensivă, sper că va asigura o finanțare superioară a spitalelor și va micșora din nemulțumirile cetățenilor. Raed Arafat a spus-o de mai multe ori în Tare și Eu astăzi și vom urmări această idee. Dacă într-o secție de anestezie și terapie intensivă, după ce intră acest program în funcțiune, cineva din conducerea secției sau conducerea unui spital va cere unui pacient să vină de acasă cu medicamente sau materiale sanitare, acel cineva va pleca pe loc. Pentru că banul public trebuie să ducă pentru cetățean și noi facem aceste eforturi și ne-am străduit să obținem acești bani și vedeți că modificările pe care le facem în finanțare tocmai să încercăm să rezolvăm o problemă, a spus Niculescu. Vizate de această măsură sunt însălași două unități spitalicești. Este vorba despre Policlinica Salvosan Ciobanca și Centrul de Recuperare, Tratament și Îngrijire Acasă. Contactat telefonic, doctorul Petru Ciobanca, fondatorul Salvosan, spune că măsura nu este altceva decât ducerea până la capăt a distrugerii sistemului sanitar românesc, atunci când s-a dispus de desființarea unor spitale nefuncționale, fără specialiști, fără dotări, mi s-a părut ceva normal. Dar să desființezi un spital organizat cu dotări, cu medici, care poate constitui o alternativă la sistemul de stat, care să degreveze spitalele publice de numărul prea mare de pacienți, asta nu mai înțeleg. Pare un soi de trecere la un sistem centralizat socialist în care să nu mai existe alternative, n-a declarat el. Petru Ciobanca spune că principalii afectați de această măsură nu vor fi neapărat investitorii din sectorul medical privat, ci pacienții. Pe de o parte, ei nu vor mai putea alege medicul la care vor să se ducă pentru o consultație gratuită, fiind obligați să meargă la spitalele de stat, iar pe de altă parte vor trebui să facă față supraaglomerării din spitalele publice, ce se va resimți și mai acut odată cu aplicarea măsurii. Eu cred că domnul ministru a fost dezinformat, eu nu cred că este dorința dânsului să desfințeze un spital funcțional cu 120 de medici, cu 350 de angajați, care a absorbit o bună parte din personalul din spitalele desfințate, a punctat medicul, apreciind că dacă această măsură va ajunge să fie pusă în aplicare, nu exclude posibilitatea de a-și muta activitatea în altă țară. Plecăm cu toții din țară, organizat, cu spital cu tot, avertizează el. Leontin Băpțan, managerul Fundației Acasă, a declarat că speră că declarația ministrului sănătății nu se referă la toate spitalele private și că, în consecință, centrul de recuperare pe care îl va conduce nu va fi vizat. În caz contrar, ar însemna oprirea oricărei forme de acordare gratuită a tratamentului către pacient, spune Băpțan. Și vorbim în cazul centrului de recuperare, tratament și îngrijire acasă, de tratament de lungă durată, ce se întinde de multe ori pe mai multe săptămâni, ori chiar luni, cu costuri ce depășesc posibilitățile de susținere a majorității pacienților. Potrivit doctorului Marius Tăutu, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sălaj, pentru asistența spitalicească acordată de Policlinica Salvosan Ciobanca, instituție pe care o conduce de contează lunar suma de 130,432 de lei. Vorbim despre o sumă aprobată prin contract pe baza unui număr de internări convenit între cele două părți contractante. Ceva mai mare este suma pentru centrul acasă, unde Casa Județeană de Asigurări de Sănătate decontează lunar 376.602 lei. Referitor la modificările anunțate de ministrul Eugen Niculescu, doctorul Tăutu a precizat că din punctul de vedere al Casei Județene de Asigurări, indiferent de forma pe care o va avea contractul cadru valabil de la 1 martie, ea va fi aplicată în condițiile legii, însă a apreciat că, în opinia sa, centrul acasă nu ar trebui să fie vizat de interdicția la fondurile publice. Eu, spitalul acasă, îl văd sub o altă formă. Este de fapt un parteneriat public-privat în care au investit și autoritățile publice locale, a sugerat medicul. Reprezentanții instituțiilor sanitare așteaptă acum precizări din partea conducerii ministerului, în speranța că se va renunța la această inițiativă. Ministrul Sănătății a declarat însă ieri din nou că modificarea va intra în vigoare de la 1 martie.